Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere că sunteți alături de noi și că putem să discutăm despre Ivan Pațaichin. Păcat că discutăm la trecut, nici nu ne vine să credem acest lucru. Filmul, însă, vrea și vine cu memorii și cu imagini de arhivă, inclusiv, înțeleg, imagini din arhiva personală mai sau puțin. mai mult, mai puțin. Ce vrea să transmită filmul? Um, am să mă folosesc de ceea ce mi-a spus uh, Cris Mion, regizoarea, uh, care după ce a, văzut, uh, a fost la în premiera filmului, uh, ne-am întâlnit și mi-a spus uh, acest film ar trebui dat în fiecare școală, în ora de dirigenție. Ca toți copiii din România să vadă ce înseamnă cu adevărat o poveste a unui om de succes. Da, este un este și un omagiu, desigur, pentru că ne mai fiind dorim să ni-l ni reamintim permanent, cel puțin noi familia asta. Ne dorim ca el să fie, să rămână în amintirea colectivă, dar și cred că este o lecție de viață pentru orice om. Um, discutam înainte de emisiune și spuneați că este multă emoție în film. Uh, vrem să vedem emoție pentru că ne gândim cu emoție la Ivan Pațaichin, dar ce anume este emoționant în film? Puteți să ne descrieți. Nu știu, acum s-ar putea să fiu eu și foarte subiectiv. Vă rog să fiți foarte subiectivă, da. Uh, mie mi se pare că pentru mine, pentru cei care l-au cunoscut pe tata, este o ocazie de a-l vedea și de a-l auzi ca și când ar fi încă alături de noi. De asta mi se pare foarte emoționant. Filmul conține foarte multe fragmente audio cu vocea tatălui meu, imagini din arhivă, așa cum ați spus, care sunt, care au fost unele de mult uitate și nu mai n au mai apărut de mult în, în prim plan, inclusiv o imagine de câteva secunde cu tata junior. Ceea ce este o raritate pentru că tata a fost puțin timp junior, a trecut ars repede etapele, pentru că, mă rog, așa a fost istoria lui în sport, dar nu, nu se potrivește întotdeauna, dar el a venit în ca la 17 ani deja și la 18 ani era campion olimpic. De asta a fost totul foarte rapid, și au fost puține ocaziile în care el <gânde> să câștige competiții de juniori. Uh, au fost și imagini care v-au surprins, pe care nu le-ați văzut și uh, pentru prima dată ați putut să le vedeți? Acum, cu ocazia filmului? A asta, da. Acestea. Acestea a fost. Uh, a a asta a fost într-adevăr. Bine, cumva. Ana Preda, regizorul acestui film, mi-o arătase dinainte, mm -hmm. dar a fost, a fost ceva inedit. Și, în general, imaginile de, dinainte de a mă eu, care nu sunt. Legenda spune că Ivan Pațaichin, și acum o să mă o confirmați, pentru că sigur ați auzit în, în familie, a văzut în, în sat, în Casa de Cultură, locul unde era un singur televizor în tot satul. I-a văzut pe niște colegi, prieteni din sat, consăteni, da, care ajunseseră noi Și el a zis, asta vreau să fiu eu, asta vreau să mă fac. Da, așa au stat lucrurile. De fapt, asta l-a motivat pe el. Trei dintre consătenii lui au ieșit campioni mondiali. Și fiind adolescent, sigur că i s-a părut extraordinar că toată lumea din sat vorbea despre ei. Au apărut în ziar, i-au văzut la, te la singurul televizor de la Căminul Cultural. Toți cei din sat au urmărit acest eveniment cu sufletul la gură. Și atunci când cei trei au venit în sat, în vacanță, la părinți, la rude, i-a rugat să-l să ia și pe el la Dinamo, pentru că și-a și dorit foarte mult să, să devină și el campion ca și ei. E foarte interesant și e motivațională această poveste, pentru că, într-adevăr, copiii ar putea să vadă, mai ales copiii care își doresc să facă sport. Spuneați că a ars foarte repede etapele, doar că el se antrena de când era mic. Iarăși, o legendă spune că bunică, bunicul său l-a luat la patru ani, s-a trezit în barcă sau în lotcă cred în, că și mai devreme, și mai devreme <laughs> ca să vadă răsăritul. Da. Tata a fost foarte atașat de bunicul lui. El, cred că l-a iubit cel mai mult pe bunicul, pe străbunicul meu și de foarte multe ori dormea la el acasă, erau și vecini, și era foarte ușor să practic erau curțile alăturate. Și de, de multe ori bunicul îl, îl lua în barcă cu el când pleca la pescuit, și el pur și simplu, în timp ce dormea, și el pur și simplu se, se trezea în barcă de la razele soarelui care începeau să. Să fie din ce în ce mai puternice, și auzea clipocitul bărcii. Asta e imaginea pe care o povestea foarte des. Ce vă povestea despre uh, momentele în care tatăl său, bunicul dumneavoastră, îl lua uh, în anumite, uh, aparate aș spune, plimbări, pentru că nu se plimbau cu barca. Mergeau la muncă cu barca și era foarte greu, crunt de greu, pentru că dormea. Și trebuia să vuslească. Da, sincer, nu mi-a povestit atât de mult despre partea asta mai grea din copilăria lui, pentru că, în general, noi oamenii ne aducem aminte de copilărie cu drag, mai ales de evenimentele plăcute. Uh, sigur că a avut multe, multe episoade destul de dure în, în Delta. În Delta satul se inunda de două ori pe, pe an și primăvara și toamna. Uh, apa ajungea până la pat uh, în casele oamenilor. Era o muncă pe care o făceau, vă dați seama, de două ori pe an mersul după lemne, care era iarăși foarte greu și drumul anevoios și lung și acolo trebuiau să taie lemnele, să se întoarcă cu ele în sat e, și viața de pescar, pentru că tata înainte să fie e, sportiv a fost ajutor de pescar de la 16 ani el a fost scos din producție cum era pe vremea aceea ca să fie lăsat să meargă la Dinamo. A avut susținerea bunicului dumneavoastră, a tatălui său? Da, a avut susținerea, deși, mă rog, cred că mama a fost mai reticentă, pentru că fiind singurul copil, cred că mamei lui, bunicii mele, eu nu, din păcate nu am cunoscut-o. S-a stins foarte devreme, înainte și ca tata să o cunoască pe mama. Dar din ce știu de la el, mama a avut așa un pic inima Că pleacă, inima, pleacă, de acasă că singurul, pleacă copil. singurul copil de acasă da. Da. Știu că în film vine cu foarte multe istorii Atât din cariera sportivă, cât și din viață, din delta Ce vi s-a părut dumneavoastră remarcabil? Și vă rog să fiți subiectivă Uh, nu, e, e chiar greu să, să mă opresc la un singur, la un singur moment. Da, mi-e dificil să, să mă opresc și nu aș vrea chiar să dezvălui okay. tot. înțeleg și asta într-adevăr. Dar să știți că eu mi-amintesc de ceva și cu siguranță și-amintește oricine. Mă rog. Cine, oricine se gândește la Ivan Pațaichin, lui își amintește de Jocurile Olimpice din 1972, München, la calificări, în start. Ivan Pațaichin vrea să demonstreze ce reprezintă și cu ce antrenament a venit din Delta, fiind ajutor de pescar, înfige pagaia și la un moment dat se rupe. Nu vede asta, arbitru, sau se face că nu vede, nu știm. Încă cert este că. Dar uh, rămâne în competiție. Nu oprește cursa. Și atunci Ivan pața, în tatăl dumneavoastră, ajunge cu pagaia ruptă la final sub aplauzele oamenilor. Ce se întâmplă mai departe? da, povestea asta povestit a spus o de mai multe ori la finalul chiar și în ziua în zilele noastre sportivii care ajung ultimii la o distanță foarte mare de de restul uh, sportivilor din seria respectivă sau, mă rog, din, uh, din cursa respectivă, sunt aplaudați, pentru că, sigur, tot era vorba uh, mai devreme de spiritul Jocurilor Olimpice. Unul este acela de a participa, nu de a câștiga, este dictonul lui uh, Pierre-Doc Bertin. Uh, în, în ovațiile mulțimii a ajuns la final, întâi a fost descalificat, dar echipa României, echipa tehnică a României a făcut atunci contestație, au analizat faptul că nu a depășit culoarul deloc că a ajuns la finish în uh, mod regulamentar și atunci au acceptat ca el să intre în recalificări și desigur din recalificări, semifinale și în finală, toate cursele au fost ulterior câștigate. A câștigat dar aurul a după, câștigat după aurul, ce era da. să fie descalificat. descalificat. Iată o poveste a fost de dar Iată o poveste de succes a unui om da. care reușește să treacă peste orice greutate, până și când se rupe pagaia. Este într adevăr o poveste care trebuie spusă copiilor pentru că este minunată. Vreau tot așa să, să fac o mică corecție La ce ați spus mai devreme Sigur, tata a venit din delta Și era obișnuit să meargă în barcă Și era obișnuit cu lot ca pescărească Însă, ca noi, la început nu i-a fost prietenă Din potrivă, în primele două săptămâni Atunci când a ajuns la clubul sportiv Dinamo doar s-a răsturnat cu, cu canoia. Foarte interesant. Da? Pentru că era altă, altă barcă trebuia să stea într-o altă poziție. Și cu care nu era obișnuit. Și se răsturna chiar în luna martie, la un moment dat căpătase un pic de teamă. De a se mai urca în barcă, pentru că făcuse atâtea multe băi în în Snagov în luna martie, încât, sigur, începuse să creadă că... Ce copil își dorește să da. se mai răstoarne odată. Da. Această poveste despre care discutăm cu pagaia ruptă va fi prezentă în film? Sigur, este, este amintită și, și în film și... Mă rog, tata avea foarte multe povești, nu se regăsesc, nu se pot regăsi toate în film, dar de multe ori a avut. Și tata tot timpul spunea că atunci când începea un lucru prost, era sigur că la final va fi bine, pentru că a avut multe incidente de-a lungul competițiilor importante. Și în 68, când a mers la prima oară la Jocurile Olimpice, prima cursă a pierdut-o, cea de canoe simplu, pentru că era atât de în față încât nu-i venea să creadă că este primul. La un moment dat s-a întors, să vadă unde sunt adversarii și s-a blocat un mușchi și n-a mai putut, practic, din inerție, a mers barca spre finish și a terminat pe locul 7. Iar la 10 minute, un sfert de oră, din ce știu din povești, trebuia să treagă în canoia de doi alături de Sergei Kovaliov. Și toată lumea deja era îngrijorată că pierduse cursa din cauza unei probleme medicale și că s-ar putea să nu-și revină și cu toate acestea, în 10 minute, bine, i-au făcut masaj, i-au dat cu un guient, au și în 10 minute a intrat în barcă alături de Serghei și au câștigat aurul. Adică nimic sunt... nu a fost întotdeauna cu dreptul, n-a început cu dreptul. Aceste povești sunt fascinante din perspectiva unor oameni care doresc să nu, fie, să nu se uite doar la greutăți, pentru că era foarte ambițios, pentru că avea o mentalitate de învingător. Și știu de asemenea că se antrena foarte mult Uh, îi plăcea ce făcea și era foarte ambițios. Cât de mult s-a antrenat și ce însemna antrenamentul pentru Ivan Pațachin? Uh, el a fost un om uh, al obiectivelor, cred, cum este acum la modă. Pe vremea aceea nu era la modă să ai obiective și să-ți atingi obiectivul. Uh, da, își propunea să scoată un anumit timp în anul respectiv ca el să știe că este să, pleacă, să plece relaxat la competițiile importante, la campionatele mondiale și atunci a muncea foarte mult pentru, pentru respectivul. Se antrena mai mult decât tu, colegii Se antrena mai mult decât colegii lui, de multe ori se antrena așa, separat, pe, pe furiș aș pe putea furiș. spune, da să nu fie văzut, să da. e o rușine să te antrenezi mai mult sau erau nu, alte vreme? Nu știu dacă neapărat de rușine, pur și simplu, voia, își dorea foarte mult să. Probabil că și față de colegi, nu știu, probabil că nu se simțea foarte bine că el tragea mai mult decât ceilalți să nu fie. Deși nu, tata a fost respectat. nu n a fost uh -huh. ridiculizat sau luat un om, peste picior de către că, colegi. Un om care muncește și munca trebuie să fie respectată da. uh, și ne și răsplătește, uh, l-a răsplătit cu 80 de medalii pe Ivan Pațaic. în Cel puțin asta este cifra pe care o știu eu, poate că este da, chiar mai sincer, mare. sincer, nici el nu era sigur de numărul medaliilor câștigate, sunt... Uh, cel, cele pe care le amintea erau cele 29, în care șapte la Jocurile Olimpice, una singură la Europene, iar restul la Campionatele Mondiale. Și cu toate acestea erau vremuri grele, dificile și deși era medaliat. Visa să și cumpere o mașină. Știți povestea primei primei mașini pe care i-a luat o uh, germanul Detlef Leve, nu știu dacă Leve, Leve uh, care uh, i-a cumpărat o din Germania din și i-a adus-o adus lui Ivan Pațaikin. Da, da. Știu, știu povestea și uh, tot timpul a rămas așa cu sentimentul că Leve i-a făcut uh, un cadou. Un ce? cadou mai mult, da. da, pentru că mașina respectivă era vorba de un Ford Taunus la vremea aceea. Uh, ar fi costat mai mult decât... Uh, 1.800 el. de mărci i-ar fi lăsat da. și ar fi costat, da. nu știu, uh, dublu, triplu sau da. mai mult. Avea totuși, mai ales spre finalul vieții, niște regrete care țineau foarte mult de Deltă. Vorbea și era nemulțumit de betoanele din deltă, de felul în care se construiește acolo. În ce constau regretele? Păi, da. În primul rând, el spunea că înainte oamenii aveau mai mult grijă de, de deltă decât au acum. Uh, acum, uh, sigur, nimeni nu spune să nu uh, oamenii să nu-și facă, să nu-și creeze condiții uh, de trai mai bune, Doamne ferește, să aibă și apă curentă și toalete, lucrurile acestea nu existau înainte în Delta. Însă, acum, uh, în momentul în care se construiește și nu mai se păstrează nimic din autenticitatea locului. A, aici este problema, că poți să faci o casă absolut superbă, uh, în care să ai condițiile din zilele noastre, inclusiv, nu știu dacă vreți, uh, totul smart, dar ea uh, să păstreze aspectul și uh, casele din delta chiar au un aspect. Iar... Autenticitatea locului trebuie respectat da, și el pentru asta da. a luptat Înțeleg că s-a întors în delta să salveze delta da. Ar, Există și un muzeu acum în delta la mila 23? Da Tot în da. acest spirit? Anul, anul acesta, pe 23 mai, a fost inaugurat muzeul Ivan Patsaichin De la mila 23, care este o bucățică de delta autentică, spunem noi prin construcția care a fost făcută uh, acolo și acoperită cu stuf, și uh, care păstrează culorile, albul și albastru, specific deltei, și uh, sigur mai are și partea uh, modernă din, uh, din acest muzeu: care este turnul. Uh, aici se vede o mică parte din Tezaur. La parter este o zonă de Tezaur care, în care sunt medaliile importante ale tatălui și meu. sunt și loci acolo. Sunt în toate cele da. patru bărci care au fost partenerele lui tata de-a lungul vieții. Prima în zona copilăriei și timpului petrecut în delta este lotca apoi urmează o canoie autentică care a tras probabil și, și tata pentru că bărcile mai mergeau de la unii la, la alții nu, nu era nimeni cu o barcă personală pe vremea aceea canoia din, din furnir, apoi există o canoie din fibră de carbon, așa cum au fost bărcile pe vremea când el era antrenor, și, desigur, Canotca, această embarcațiune care este creată de, de tata împreună cu Teodor Frolu, vicepreședintele asociației. Ivan Pățaic, 23. Iată, vedem și turnul, vedem și, și turnul, muzeul. Da. Spunea în felul următor despre Dunăre, care a devenit, a, a fost în centrul atenției sale în ultimii ani. Spunea așa, nu mai este nimic autentic, nu mai este nimic din ce știam, toate casele sunt făcute sub formă de pensiune, toate-s cu beton, gard de fier, acoperiș de azbe sau țiglă. Îți vine să nebunești, spunea el într-un interviu, Ivan Pățaic, a fost auzit de autorități da, nu știu dacă neapărat autoritățile trebuie să vină și să îi urecheze pe localnici. Cred că e mult mai important ca localnicii să înțeleagă că aceste lucruri uh, sunt uh, cele care vor aduce și în viitor uh, turiștii în, uh, în delta. Pentru că dacă delta va semăna cu orice loc din, uh, din România sau cu orice loc din, din lume. Uh, nu, nu va mai fi autentică și atunci oamenii, de ce să facă un drum care este anevoios în delta? Ai un transport până în Tulcea, apoi transportul pe apă, care este destul de greu, nu se se face la anumite ore, <cute> sunt costuri în plus. Uh, de ce să mai vină oamenii la mila 23 în mijlocul deltei dacă Același lucru îl pot, îl pot vedea oriunde. oriunde da. um, cariera la, la Jocurile Olimpice și-a început-o cu o medalie de aur, cu o medalie de aur și-a terminat-o. Um, doar că acum suntem în perioada Jocurilor Olimpice, filmul va fi proiectat la Paris, unde îl avem pe Cătălin Chirilă în calificări, Mâine. la de metri masculin, da, 12-40, apoi sferturi de finală. Um, nu știu, există spiritul lui Ivan Pațaichin în ca noi, în continuare, în România? Sigur, tata va rămâne un model pentru toți cei care vor practica acest sport. Și mi-amintesc că atunci când Kirila a câștigat prima medalie la campionatele mondiale la Munich chiar a simțit, a povestit că a simțit nevoia să se uite la cursa tatălui meu de la Miuhen și aceasta l-a motivat. Cred că spiritul lui nu poate să-l șteargă nimeni și chiar atunci când am făcut, pentru că tot am vorbit de muzeu, noi am realizat la asociație un, un album cu ocazia inaugurării muzeului și acolo chiar am spus că Ivan este o stare de spirit. Ivan, din punctul meu de vedere, asta va rămâne, o stare de spirit pe care cu siguranță și cei care l-au cunoscut și cei care nu au apucat să-l cunoască uh, o pot cunoaște și prin film și prin ceea ce a realizat el, iar cei din Caia cu atât mai mult ar, ar trebui să, să fie îmbibați de starea de spirit Ivan. L-am cunoscut și pot să confirm, într-adevăr, este o stare de spirit și cu siguranță va rămâne în memoria românilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezent în emisiune și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți că na, continuați să să ni-l amintiți și să-i promovați numele, inclusiv prin acest film. Vă mai așteptăm la noi, mai discutăm despre Ivan Pațaichin. Sunt atât de multe lucruri de spus. Vă mulțumesc mult de tot pentru invitație.